Salut, prieteni! Sunt Ion Constantinescu și bine ați venit la Apple Electricity. În acest videoclip o să prezint modul în care se poate verifica foarte simplu și repede dacă un alternator produce tensiune alternativă la ieșirea din stator și dacă puntea redresoare funcționează la conducția directă și inversă. Adică dacă avem plus la șurubul de 6 mm, cel care alimentează bateria de acumulatoare, și minus la șurubul de 5 mm, cel care are conexiune la masă. Pentru această verificare avem nevoie de o baterie de acumulatoare. Da? Eu folosesc o baterie de motocicletă și becuri auto, dar avem nevoie ca un bec să fie un bec normal de 12 volți, de 5 W sau de 21 de W, da, bec cu incandescență. Și celălalt trebuie să fie un bec cu LED sau o lampă de semnalizare cu LED. Pentru această verificare putem această verificare se poate aplica atât la alternatoarele de 12 volți. Exemplu, am un alternator de 12 volți și 50 de amperi, un alternator de producție românească, dar și la alternatorul de 24 de volți. Da? Alternatorul folosit în verificarea anterioară, cel de 24 volți și 25 amperi, da? La fel alternator de producție românească. Practic, pentru a fi și mai clar, o să folosesc verificarea pe alternatorul de 24 de volți, iar pe cel de 12 volți este identic, da? Procedura și rezultatul care trebuie să fie. Eu fac o precizare că această verificare sumară și rapidă nu este cea finală, da? Este o verificare de prima mână. O verificare totală se face exact ca în videoclipurile anterioare, unde, într-adevăr, verificăm toți parametrii alternatorului, atât pentru stator, rotor, puntea redresoare, dar și partea mecanică. Da, acești parametri, rezistența de izolație, rezistența între două faze sau pe fază pentru înfășurarea statorică, da, trebuie să corespundă exact cu datele de identificare pentru alternatorul respectiv. Ok, pentru această verificare rapidă și sumară, da, în prima fază vreau să văd într-adevăr dacă alternatorul meu generează tensiune alternativă la ieșirea din stator. Pentru acest lucru o să deconectez cele trei înfășurări, capetele înfășurărilor care ajung la puntea redresoare, da, astfel încât acestea să fie libere. Și o să alimentez înfășurarea rotorică. Da, deci, practic, deconectez aceste capete și alimentez înfășurarea rotorică cu tensiunea de la baterie. Da, în acest sens, minusul de la baterie o să îl conectez la minus, da, aici sau pe acest șurub, aici este foarte bine. Iar plusul, excitația, practic ceea ce ajunge de la releul regulator de tensiune, aici la intrare pe papucul de plus. Da, alimentez înfășurarea. Iar la ieșire, între două faze, o să conectez această lampă de semnalizare. Faza 1 și faza 2. Bun. Acum o să rotesc axul rotoric și să văd ce se întâmplă. Hai să pun lampa. Observ că lampa mea se aprinde, da? Cred că este vizibil. Da? Lampa mea se aprinde în momentul în care rotesc. Ok, o să mut între faza 2 și 3, să vedem ce se întâmplă. Da? Și aici lampa se aprinde. Și între 1 și 3
Și aici, practic, lampa se aprinde. Explicația este simplă, pentru că în momentul în care am alimentat înfășurarea rotorică, da, apare un câmp magnetic în jurul rotorului, iar eu când rotesc axul, câmpul acesta devine un câmp magnetic rotitor. Și conform legii inducției electromagnetice, în înfășurarea statorică se induc tensiuni electromotoare alternative. Și eu pun în evidență aceste tensiuni prin conectarea unui consumator, această lampă, și văd cum curentul practic trece prin filamentul becului și acesta funcționează. Dacă ar fi un scurt circuit între două faze, da, spre exemplu, să simulez un scurt circuit cu acest conductor și încerc să rotez, lampa nu se mai aprinde pentru că am această defecțiune, un scurt circuit și curentul trece prin acest conductor. Deci, practic, pot să-mi dau seama dacă alternatorul meu generează tensiune între faze. Bun, acum următoarea verificare, cea pentru puntea redresoare, trebuie să conectez capetele înfășurărilor la puntea redresoare, da, cu atenție, aceste piulițe, le strângem, da, să avem o conexiune bună. Bun, și acum la ieșire o să montăm, conectăm LED-uri sau, în cazul meu, lampa cu LED-uri de semnalizare de la o motocicletă. Lampa aceasta are două conductoare, conductor roșu, conductor negru, plus și minus, anod și catod, pentru că, practic, aici este un LED, o diodă electroluminiscentă. Și o să conectez conductorul de plus, da, la șurubul de 6 mm, este cel de plus, și conductorul negru de minus la șurubul de 5, cel care ajunge la masă. La fel ca în prima situație, rotesc axul și observ că lampa cu LED se aprinde la rotație. Da? Inversez conductoarele, conductorul roșu o să ajungă aici la șurubul de minus, da? Și cel negru la șurubul de plus, rotez și în această situație, da, lampa nu se aprinde. Da? Pentru că este conducția inversă. Practic aplic minus pe anod și plus pe catod și dioda este blocată. În acest sens, pot să văd că puntea redresoare funcționează, da, într-o conducție directă, da, și practic am plus la șurubul de 6 mm și minus la șurubul de 5, iar în momentul în care am inversat, da, lampa nu funcționează. Bun, precizez că aceste verificări sunt sumare de prima mână. Poate să-mi pună în evidență, într-adevăr, dacă am probleme grave în alternatorul meu, în stator, în rotor sau în puntea redresoare. Practic, dacă lampa aceasta s-ar fi aprins la cele două conexiuni, înseamnă că aveam diode străpunse, da? Și aveam o conducție în ambele sensuri. Aceeași verificare sau cele două etape se poate realiza și pe alternatorul de 12V, da? Etapele sunt identice, dar pentru a vedea toți parametrii dacă sunt în regulă, trebuie urmată verificarea standard pentru un alternator. Prieteni, aici se încheie acest videoclip. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la un alt videoclip pe canalul Up Electricity. Zile însorite și numai bine!